Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 11. Și era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul capului ei, al cărei frate Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el, zicând: Doamne, iată, cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis, Această boală nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit, deci, că este bolnav, a rămas două zile în locul în care era." Apoi, după aceea, a zis ucenicilor să mergem iarăși în iudea. Ucenicii i-au zis, învățătorile, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo, a răspuns Iisus. Nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. A zis acestea și după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru a adormit, mă duc să-l trezesc. Deci i-au zis ucenicii, Doamne, dacă a adormit, se va face bine iar Isus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca o dihnă. Deci atunci Isus le-a spus lor pe față, Lazar a murit și mă bucur pentru voi ca să credeți că n-am fost acolo, dar să mergem la el. Deci a zis Toma, care se numește geamănul celorlalți ucenici, să mergem și noi și să murim cu el. Deci venind Iisus, l-a găsit pus de patru zile în mormânt, iar Betania era aproape de Ierusalim ca la 15 stadii. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit într-o întâmpinare a lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere în ziua cea de apoi. Iar Iisus i-a zis. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viac. Crezi tu aceasta? Zisa lui, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină, Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a sculat de grabă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta iar iudeii care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat de grabă și a ieșit afară, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui zicându-i, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Isus văzând-o plângând și pe iudei care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu Duhul și s-a tulburat întru sine și a zis, Unde l-ați pus? Zis sau lui, Doamne, vino și vezi. Și a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta, care a deschis ochii orbului, să facă așa ca și acesta să nu moară? Deci, suspinând iarăși Iisus într-o sine, a mers la mormânt și era o peșteră și o piatră așezată peste ea. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora lui răposat, i-a zis, Doamne, deja miroase căci este a patra zi. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus, și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că în totdeauna mă asculți, dar pentru mulțimea care stă în prejur, am zis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, legat fiind la picioare și la mâini cu fășii de pânză, și fața lui era înfășurată cu mahramă. Isus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți din iudeii care veniseră la Marta și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în el. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus cele ce făcuse Iisus. Deci arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și zicea, Ce facem? Pentru că omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua țara și neamul iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis, Voi nu știți nimic, nici nu gândiți că ne este mai de folos să moare un om pentru popor decât să piară tot neamul. Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci fiind arhiereu al anului aceluia, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam și nu numai pentru neam, ci și ca să adune la oaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați. Deci din ziua aceea s-au hotărât să-l ucidă. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim și acolo a rămas cu ucenicii săi și erau aproape paștele iudeilor și mulți din țară s-au suit la Ierusalim mai înainte de paști ca să se curățească. Deci căutau pe Isus și pe când stăteau în templu ziceau între ei, Ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare?" Iar arhierei și fariseii dăduse porunci ca, dacă va ști cineva unde este să dea de veste ca să-l prindă.